Ziua bună, dragi copii! Iată-ne la episodul 6 din seria filmulețelor pe care le facem în serialul nostru, să deșlușim tainele muzicii. În acest al 6-lea episod vom vorbi despre un alt exercițiu de încălzire, de vocalize, o altă vocaliză. Am spus că este foarte important să fim atenți la dirijor, la gestica lui. Și haide să pornim cu al doilea exercițiu, tot de pe do central. Noi în muzică, în primul rând, folosim vocalele și apoi și consoanele. Bineînțeles, cuvintele au și vocale și consoane. Dar pentru încălzire, pentru vocalize, vom folosi numai, în mare parte, vocale. Și începem cu M, pentru a plasa sunetul în mască, așa cum am făcut la început. Și zicem așa. Atenție și la gest. Atenție. Inspirăm. Vedeți că la un moment dat avem două note pe o bătaie. Dacă ne aducem aminte din primele episoade, cele două note ar avea valoare de optim. Asta în cazul în care bătaia noastră este pătrime, da? Haideți să vedem. Respiră. Facem. Deci vedeți că deja față de prima vocaliză când am repetat același sunet, acum sunt două sunete diferite. Do, re, do, re, do. În momentul în care avem două trepte alăturate, vorbim de un interval muzical. Intervalele muzicale, un interval muzical este distanța dintre două sunete muzicale. Ori aici, în cazul exercițiului nostru, avem o distanță de secundă. Secundă muzicală. Do, re, do. Și încet, încet, așa o să învățăm toate intervalele muzicale. Bun. Este foarte important să știm să ne dozăm respirația și să fim atenți la ceea ce scoatem pe guriță. Da? O să vă rog și dumneavoastră și voi copii, da? Vorbesc cu voi copii, să faceți acasă aceste exerciții de încălzire. Este foarte important ca înainte de a cânta cântecelele, să ne obișnuim vocea, să o încălzim, să fie pregătită pentru a putea cânta cântecele pe care le vom face în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem la următorul episod. Toate cele bune!